Bună și bine v-am regăsit! Bine ați revenit pe acest canal parfumat! Asta nu e vocea mea, nu! Nu că mi-ar plăcea mie foarte mult vocea pe care o am eu de obicei, dar de data asta sunt răcită și vocea nu mă ajută absolut deloc. Am zis să fac o încercare și să filmez clipul acesta și dacă o să reușesc, o să ajungă și la voi. Deci, dacă vedeți clipul, înseamnă că am reușit să-l filmez. Okay. O să mai... Vreau să vorbim despre niște parfumuri minunate și vreau să vă spun că este primul an în care mă îndrept cu așa bucurie înspre parfumurile spicy. Acum, ce înseamnă spicy? Ce înseamnă un parfum condimentat? Sunt unele parfumuri cu scorțișoară, de exemplu. Și scorțișoara mi se pare că este așa mai caldă, mai plăcută, este unisex, clar, dar sunt și unele condimente care fac parfumul să fie foarte strong, să se ducă puțin înspre masculin, adică să treacă puțin linia aceea de dintre feminin și masculin. Și sunt unele dintre aceste parfumuri pe care le-am trecut la parfumurile familiei și băieții mei le-au folosit. Și sunt... Este unul, de exemplu, pe care anul trecut mă gândeam să renunț la el. Apoi am zis, ok, o variantă așa veche, puternică, n-aș renunța totuși și mă bucur că nu am făcut-o. Deci, vă știți că din colecția mea pleacă multe parfumuri și vin altele, dar sunt conștientă de faptul că o să le caut. Ei bine, de această dată s-a întâmplat ca unele parfumuri să rămână în colecția mea și poate că nu m-am bucurat atât de mult de ele, dar mă bucur acum, pentru că acum ador parfumurile condimentate. Și am făcut eu o selecție de parfumuri condimentate care îmi plac foarte mult și de care o să mă bucur în perioada următoare și vreau să vă povestesc despre ele. O să încep cu minunatul, Angel Muse, este apa de parfum. Și de ce l-am pus eu aici la parfumuri condimentate? Pentru că acesta este un parfum ciocolatos, dar mi se pare că este o ciocolată spicy. Avem și patchouli, avem și vetiver, are o deschidere de piper roz, adică din start el pleacă piperat, dar și atunci când se usucă simt o ciocolată condimentată. Și este minunat, este dulce, este foarte puternic și foarte persistent. Și mă bucur tare mult de el, mai am o sticluță, nu este nici aceea plină, dar totuși am încât să mă bucur, mai ales în perioada asta în care mă îndrept atât de mult înspre parfumurile spicy. Continuăm tot cu un parfum de la Mugler, o să mă bucur tare mult de cât mai am eu aici. Poate o să-l și recumpăr la un moment dat, doar că este o variantă veche și... Nu știu cum este cel pe care îl găsim acum în magazine. Aici avem un parfum cu multe fructe, cu vată de zahăr, cu nucșoară, avem și condimente, ciocolată tot așa mai condimentată, multe fructe, flori, are o tonă de note parfumul, dar tot așa este un parfum spicy, ciocolatos, caramelicios, condimentat, puternic. Mi l-am dat acum pe mână, cât îl simt eu, dar nu, pe acesta n-ai cum să nu-l simți. Da, este o deschidere super condimentată și puternică și îmi place tare mult. Iar baza este una de ciocolată, ambră, mosc, vanilie, tonka. Se dezvoltă foarte frumos, îmi place foarte mult cum se usucă. Și da, este un parfum de avut în colecție, dacă ai început și tu să... te îndrepți către parfumurile astea puternice, spicy și gurmande. Miroase super, super bine și acesta. Avem o tonă de condimente. Eu simt multe condimente în Angel, mai ales în deschidere. Trecem la următorul parfum. Este de la Le Senteur Gourmand și se numește Vanille Chocolat. Atunci când l-am cumpărat, m-am gândit că este un parfum gurmand, cu vanilie și multă ciocolată sau cu multă vanilie și multă ciocolată. Cumva mă așteptam să fie un fel de tobacco vanille în zona aia, pentru că are miere, ciocolată, vanilie și tutun. Dar mi se pare că se duce foarte mult în zona asta de Angel. De ce înseamnă Angel, Angel Muse, pe acolo.
Este și el un parfum ciocolatos condimentat, așa îl văd eu. Acesta a trecut la parfumul familiei la un moment dat și am uitat de el. Se pare că băieții mei s-au bucurat de el. Are și tutun, deci nu este chiar la fel ca și... Adică nu este o clonă. Nu este o clonă după Angel, nu este o clonă după Angel Muse, doar că partea aceea ciocolatoasă se duce în zona aia de Angel. Apoi apare și tutunul, deci e un parfum diferit, dar se duce în aceeași direcție. Și miroase foarte bine. Îmi place mult, mai mult decât mi-a plăcut vreodată și mi ajunge încât să mă bucur o perioadă de el. Dacă nu mă înșel eu, atunci când l-am dat băieților, m-am gândit că se duce un pic înspre masculin. Cumva v-am zis eu că unele condimente pe mine mă duceau cu gândul la parfumurile ceva mai masculine sau astea foarte puternice, așa mă duceau cu gândul la parfumuri masculine, dar acum le ador, na, ca să vedeți că preferințele se schimbă. Un parfum absolut minunat este Turmeric Latte de la Lush. Nu m-am bucurat anul trecut, n-am apucat să mă bucur de el atât de mult sau nu m-am bucurat de el cât am vrut pentru că am tot testat și cumpărat alte și alte parfumuri. Da. Dezavantajul de a avea o colecție mare de parfumuri, că nu te bucuri atât de mult de parfumuri precum ai vrea. Turmeric Latte este un parfum cald și dulce. Avem o combinație de tonka, vanilie, turmeric și benzoin. Și da, acesta este un parfum care mă duce cu gândul la Tom Ford Tobacco Vanille, dar acesta are condimentul acesta, turmericul acesta iese în evidență încât îl face diferit, adică nu este o inspirație. Este un parfum foarte frumos. Și se simte lactonic, se simte vanilat, spicy, cald, dulce, dar și cu turmeric. Este foarte frumos, foarte intens, foarte puternic și perfect pentru perioada rece. Haideți să vă arăt parfumul la care era să renunț anul trecut și mă bucur că nu am făcut-o pentru că anul acesta o să mă bucur de el. Este Costum Național 21. Aveți ocazia să testați parfumurile astea în Douglas. Am văzut că sunt acolo. Și da, este un parfum unisex. Este un parfum foarte puternic, asta pentru că eu am aici o variantă veche. Și avem ca și note lapte, ambră, șofran, cașmeran și floare de portocal în deschidere. În mijloc avem chimion, piper, labdanum, lichen și bergamotă. Și în bază avem patchouli, vanilie, babe tonka, salvie, mosc, cedru și vetiver. Un parfum puternic, unisex, pe care nu l-am apreciat deloc anul trecut, din păcate. Dar nu contează. Bine că nu a plecat de la mine și că mă bucur acum de el. Pentru că, da, este un parfum cald, condimentat, ambrat. Și ce să vedeți? Nota aceea de lapte îmbracă foarte frumos toate aceste condimente. Da, e foarte frumos. Este dulceag, este, da, un parfum unisex. Anul trecut aș fi zis că este clar un parfum care se duce înspre masculin. Acum nu mai pot să zic același lucru. Îmi place. Îmi place. O să vă mai povestesc despre el pentru că nu am apucat să-l port anul acesta. Următorul parfum este Ether Tao, este parfumul Raluca, îl țin așa pentru că mi se vede mutra bolnavă în eticheta aceasta. Ether Tao este un parfum pe care l-am de anul trecut în colecție, dacă nu mă înșel. Și este parfumul Raluca. Vorbea despre el într-un video recent și mi-am adus aminte de el. Și mi se pare că acum mi se potrivește de minune pentru că mă îndrept înspre astfel de parfumuri. La început mi s-a părut că miroase foarte bine. Este un parfum pe care l-am pus la comun. Mi se pare un parfum unisex sau este un parfum unisex, nu știu exact cum este marketat.
Dar l-am pus la comun și de fiecare dată când băieții mei foloseau parfumul ăsta, întrebam cu ce te-ai dat. Mi se părea atât de diferit pe ei față de cum mirosea pe mine sau față de cum îl simțeam eu pe mine. Ei, anul ăsta, orică s-a și așezat și că eu sunt mai deschisă către astfel de parfumuri, îmi place la nebunie și o să mă bucur de el. Și acesta este un parfum spicy, cald din punctul meu de vedere. El are o deschidere de nectarină, portocală roșie și condimente. Avem în mijloc vanilie, flori albe, rom și ceai alb și o bază de miere, paciuli, tonka și lemn de santal. Este un parfum cald, este un parfum, parcă tot așa îl văd ca pe un ceai cu lapte, cu vanilie și condimente, cu miere. Exact așa miroase. Miroase tare, tare bine. V-am zis că l-am și de mult în colecție și că probabil s-a maturat, maturizat parfumul și miroase și mai bine. Orică eu acum sunt înspre zona asta parfumată, mi se pare că se duce foarte mult în zona asta de turmeric latte, doar că acesta este și mai dulce. Nu ca și miros neapărat, ci ca și zonă, mi se pare mai aerisit tao. Tot așa este un ceai cu lapte și condimente și este și dulce și spicy. Da, e frumos și o să-l port cu mare plăcere. Mi-a plăcut foarte mult și celălalt. Nu știu exact cum se numește, dar cumva, dacă nu mă înșel eu, ea le-a gândit ca acesta fiind mai potrivit pentru femei, eter. Și celălalt, care este și cu niște ciocolată și este și spicy, ciocolatos, care se duce, cred că, mai mult în zona asta, dacă vă place Angel Muse, acela a fost cumva gândit să fie mai potrivit pentru bărbați. Mie mi se pare că ambele sunt unisex și foarte frumoase. Eu l-am doar pe Tao, momentan. Dar da, sunt niște parfumuri interesante și foarte potrivite pentru perioada rece. Un alt parfum absolut superb este Masai Mara de la Berdot. Parfumul acesta este un cald condimentat, ambrat, vanilat. Are o combinație de fructe confiate. Urmează trendul acela Hermes Amber Narghil, dar este ceva mai fructat și mai aerisit. E dulce, e ambrat, e frumos. Îmi place foarte mult și când zic că este mai aerisit, nu zic că este apiță. Chiar am văzut parfumurile de la Berdot la niște prețuri foarte bune. Pe make-up, dacă îl cauți, îl găsești la prețuri bune, asta te asigur. Trecem la condimentatul suprem și este vorba despre Kenzo Jungle. Cu siguranță îl știți, l-ați mirosit, este foarte iubit, deși nu este un parfum ușor, nu cred că toată lumea îl iubește, dar cine îl iubește, îl iubește cu adevărat. Este genul ăla de parfum care zic eu că e posibil să oprească lumea pe stradă și să te întrebe ce miroși, pentru că e foarte puternic și proiectează, umple camera, umple casa de miros când îl folosești pe ăsta. Da, condimente, avem cuișoare, avem cardamom, este și dulce, este condimentat, este vanilat, este cald și perfect pentru perioada rece. Ia să-mi spuneți dacă ați început să îl purtați și dacă îl iubiți sau pur și simplu nu puteți să-l purtați. Da, nu este un parfum ușor, trebuie să recunoaștem treaba asta. Următorul parfum este un proaspăt condimentat de această dată, dar este și un pământiu, mi se pare numai bun de purtat toamna și primăvara. Și aici avem fructe, de fapt citrice în deschidere, în mijloc avem lichen, ienupăr, paciuli, piper, stânjenel, garoafă, mai multe flori. În bază avem mosc și ambră. Parfumul ăsta este aromatic,
pământiu, fructat, condimentat, proaspăt. E foarte interesant. V-aș recomanda soar de lun, dacă vreți un parfum pentru perioada rece în zona asta. Mi se pare că acela are și niște miere, este pământiu cu miere, și cald totodată, dar un parfum, pe care l-aș încadra acolo în clipul acela de parfumuri sofisticate și elegante pentru evenimente, pentru cazii speciale. Acesta este ceva mai light, mai proaspăt, proaspăt condimentat și pământiu, dar și fructat totodată. Miroase cumva, nu știu, mă duce cu gândul la o pădure în perioada asta, nu știu. Dar e foarte frumos, foarte, foarte frumos. Un parfum matur, un parfum elegant, un parfum serios, aș spune eu, și uitați-vă ce sticlă are. Da. Sper eu. Și ultimul parfum despre care vorbim este Camra de la Latafa. După cum vedeți, e puțin accidentat. Nu este accidentat, pur și simplu este parfumul casei pe care nu-l folosesc doar eu și a ieșit gulerul acesta, a rămas în capac și arată așa. Capacul nu știu pe unde este, dar e un parfum cald, dulce, cu sirop de curmale, cu vanilie, este cu scorțișoară, condimentat, cald, siropos și foarte, foarte frumos. Vă recomand cu mare drag parfumul acesta. Îmi place de nu mai pot. Îl simt imediat oricine îl folosește, lasă dâră prin casă. Este un parfum perfect pentru perioada rece, dacă vă plac parfumurile dulci, dacă vă plac parfumurile cu scorțișoară, condimentate, calde, mergeți pe Camra. Sau Hamra Kawa. Dacă vreți varianta cu cafea. Eu nu l-am testat încă, dar sunt curioasă și de acela. Ei bine, acestea au fost nebuniile despre care am vrut să vă povestesc, despre parfumuri condimentate, calde, delicioase, parfumurile acelea care te îmbrățișează, dar ies și în evidență, cu acele spices. Ceva mai spices, mai aspre sau mai calde. Nu știu cum, cumva acuișoarele mie mi se pare că sunt mai aspre așa în parfumuri, dar tot îmi plac. Și mi se pare că scorțișoara face parfumul să fie așa cald și cremos. Ok, sper că v-a plăcut clipul acesta. Am făcut 1000 de pauze. Sper că a ieșit ceva din el. Și că la următorul o să fiu mai bine. Și hai că până la urmă m-a ajutat și vocea. Nu m-a lăsat de tot, deși am făcut, nu vreți să știți, câte pauze. Noi ne vedem în curând cu un video nou, nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să-mi lăsați like, să apăsați pe clopoțel și dacă vreți să susțineți acest canal, puteți să deveniți membri, aveți acolo butonul de alătură-te și chiar sunt curioasă ce parfumuri condimentate vă plac, ce parfumuri calde vă plac, delicioase, potrivite pentru perioada asta, dintre cele pe care vi le-am prezentat eu astăzi sau poate aveți și voi recomandări pentru mine. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!